dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi, cu un foarte mare entuziasm, vreau să vă arăt cărțile pe care le-am cumpărat în ultima perioadă. Sunt vreo 9 cărți noi, dar am și câteva luate din anticariat și am una de care sunt chiar foarte încântată și foarte curioasă. Abia aștept să o încep. Chiar dacă eu mi-am pregătit lista cu lecturile pe care le voi citi în această vară, las-o undeva aici, dar nu intrați acum, intrați la final. Tot am luat câteva titluri potrivite pentru perioada asta și, nu știu, le voi citi poate anul viitor, dar oricum vi le aduc în față ca și recomandări. Vreau să vă arăt ce titluri mi-au atras atenția și în fața căror cărți nu am putut rezista. Aici în brațe am cartea vedetă a videoclipului de față. Abia aștept să o citesc, deci... Probabil știți, este vorba de cartea asta, de Igor Bergler, Minciuna lui Michelangelo, Catedrala în flăcări. Mă gândesc că lista mea de lecturi de vară va suferi niște modificări, pentru că nu știu dacă voi putea să las cartea asta până în toamnă. Cred că vreau să ajung mai repede la ea. O să vedem, dar atât de încântată sunt de ea. Asta este o carte normală și asta este cea lui Igor Bergler. Deci este măricică. Entuziasmul meu față de carte a apărut după ce am urmărit un interviu cu autorul, cu Igor Bergler, care apropo este român. Nu mai știu exact unde am văzut interviul pe YouTube, dar în fine, o să-l găsiți dacă îi scrieți numele. Și imediat după ce am văzut interviul, am zis, trebuie să citesc cartea asta. Haideți să o desfacem. Dați că am aici o foarfecă, că am găsit cartea, m-am lovit de cartea asta mai multe rânduri, dar... Găsind-o și la reducere, peste 50% reducere cred că a fost, normal că am luat-o. Cel mai mare mister din istorie urmează să fie dezvăluit. Igor Bergler, Minciuna lui Michelangelo, Catedrala în flăcări, de editura Litera. Așa. Și haideți să vedem. Igor Bergler, regizor, scenarist și critic de film, doctor în management și profesor de naratologie, este cel mai bine vândut autor român din ultimii 30 de ani și singurul ale cărui cărți au fost publicate în peste 30 de țări, de la cele mai mari grupuri editoriale ale lumii. Primul său roman, Biblia pierdută, apărut în 2015, a stabilit un record de 250.000 de exemplare vândute. A fost depășit de Testamentul lui Abraham, publicat în 2017. Trebuie să citești și cărțile astea. Acestuia din urmă i-au trebuit mai puțin de 9 luni pentru a atinge un număr de 100.000 de exemplare vândute și deține în acest moment recordul în preferințele cititorilor cu peste 300.000 de exemplare vândute numai pe piața românească. Ambele romane au primit votul publicului pentru cea mai râvnită carte la cel mai important eveniment editorial românesc, Târgul Internațional Gaudeamus în anii 2015 și 2017, același premiu care îl plasează pe primul loc în preferințele publicului la primit în 2018 și volumul de povestiri 6 povești cu draci. Bergler este, din anul 2021, autor exclusiv al editurii Litera. Haideți să dăm deoparte coperta asta. Același autor, Biblia pierdută, Testamentul lui Abraham, 6 povești cu draci. Aici sunt cărțile dezbrăcate de prima copertă. Îmi place, deci că e o Biblie. Haideți să îmbrăcăm înapoi cartea ca să vă citesc ce scrie pe spate. Că asta m-a atras cu adevărat. Să vedem despre ce e cartea asta. Asasinarea mai multor cardinali la Roma strânește panica în cetatea eternă. Vaticanul e deja ros de scandaluri nesfârșite de corupție și pedofilie, iar creștinismul pierde adepți într-un ritm îngrijorător. În spatele acestor execuții ritualice complicate de uciderea altor cardinali în Mexic se află o conspirație terifiantă și un secret devastator pentru biserică, ascuns într-un document descoperit de Michelangelo Bonarotti cu 500 de ani în urmă. Contra cronometru, cu o presiune uriașă asupra lor, serviciile secrete italiene sunt puse în fața unui puzzle de informații care trimit la profesorul Charles Baker, aflat în vizită la Palma Nova, la rudele sale recent descoperite din familia nobilară Visconti. Profesorul american și Columbus Clay, detectivul care nu uită niciodată nimic, sunt prinși în mrejele celei mai mari descoperiri din istorie. Secretul lui Michelangelo are un potențial atât de exploziv, încât simpla lui dezvăluire ar putea transforma întreaga omenire în scrum. Miza acestui nou roman a celui mai de succes autor român din ultimii 30 de ani, în țară și străinătate, depășește cu mult pariurile cărților sale anterioare. E o lectură hipnotică, incredibilă. Iar istoria povestită aici e pe atât de uimitoare pe cât e de reală.
Munca de documentare a autorului e, așa cum ne-a obișnuit, impresionantă. Ce fain! Nu cred că poate exista cineva care ar putea rămâne indiferent nici la adevărurile spuse în acest roman, nici la felul spectaculos în care sunt narate. E singurul autor pe care îl cunosc, care își depășește cu fiecare nouă carte propria performanță. Îmi place ce scrie pe spate și cred că am să o devorez în scurt timp. Ce mai îmi place mie la cărțulia asta grosuță, că vine așa și cu ațișoara asta, ca să nu mai folosești semn de carte. E, bine, eu sunt colecționară de semne de carte, așa că n-ar fi o problemă. Bun, deci asta este cartea Igor Bergler cu minciuna lui Michelangelo, Catedrala în flăcări. Vedeta clipului de astăzi este asta, în toată splendoarea ei, și abia aștept să o citesc. Oare o să fie și film după cărțile astea? Ce fain ar fi! Următoarea carte, a doua pe care am cumpărat-o, este asta. Fecioarele, de Alex Michaelides. Este autorul care a scris și Pacienta tăcută. Am citit Pacienta tăcută, bineînțeles că mi-a plăcut, și acum să vedem cum o să fie și asta. Am văzut-o în multe părți, am mai auzit câte ceva despre ea. Hai să dăm chestia asta, că asta mă încurcă. Deci ce scrie aici? Autorul bestsellerului Pacienta tăcută, carte publicată în 50 de țări, peste 4 milioane de exemplare vândute. Așa, deci asta nu ne trebuie. Ce așa arată cartea? Și ce scrie aici? Cel mai important roman despre mediul universitar de la istoria secretă a Donei Tartt. Milioane de cititori care au apreciat Pacienta tăcută vor fi încântați să afle că Alex Michaelides ne surprinde iarăși cu o întorsătură de situație imposibil de anticipat. Da, asta mi-a plăcut la Pacienta tăcută. Finalul este acel final la care nu te aștepți. Pur și simplu nu te aștepți. Dacă și asta e așa, înseamnă că o să fie bună. Premisa Fecioarelor este seducătoare, iar firul narrativ irezistibil. Un thriller psihologic uluitor. Bun, ne place ce scrie pe spate. Ce mai spune aici? Edward Fosca e un ucigaș. În privința asta, Mariana n-are nicio îndoială. Dar Fosca e intangibil. Profesor de tragedie greacă la Cambridge, chipeș și carismatic, este adorat de colaboratori și de studenți deopotrivă, mai cu seamă de membrele unei societăți secrete cunoscute drept Fecioarele. Mariana Andros este o psihoterapeută strălucită, dar aflată în limita echilibrului interior, care devine obsedată de grupul Fecioarelor atunci când o membră a acestuia, prietena de a lui Zoe, nepoata ei, este găsită moartă la Cambridge. Ea însăși, absolventă acelei universități, Mariana bănuiește că dincolo de frumusețea idilică a clopotnițelor și a turnurilor, dincolo de tradițiile străvechi, se ascunde ceva sinistru și ajunge la convingerea că, în pofida alibiului său, Edward este vinovat de crimă. Dar de ce și-ar ucide profesorul una dintre studente și de ce revine el mereu la riturile asociate Perseforei, fecioara arhetipală, și la călătoria ei în lumea subterană? Când e găsit un alt cadavru, obsesia psihoterapeutei de a dovedi vinovăția lui Fosca scapă de sub control, amenințând să-i distrugă credibilitatea și cele mai apropiate relații. Însă Mariana este hotărâtă să-l oprească pe ucigaș cu orice preț, chiar și acela al vieții sale. Cu scrisul ăsta ce se citește repede, un thriller, deci te va ține în suspans. Eu probabil că o voi lăsa pentru toamnă, pentru că v-am spus deja, am lista făcută. Mai departe, a treia carte pe care am cumpărat-o la recomandarea uneia dintre voi. Pe astea două le-am luat momentan, o să ajung și la restul, le-au așa treptat și chiar mulțumesc pentru recomandări. Sunt binevenite toate recomandările voastre și eu țin cont de ele. Deci am luat pe astea m-au atras în prima etapă. Le-am căutat și pe Goodreads și am văzut că sunt apreciate și am citit despre ce e vorba și m-a atras. Scrie aici bestseller Amazon, USA și Washington Post. Ok. Taina povestioarei de Sejal Badani. Hai să vedem ce scrie pe spate. O poveste fascinantă despre puterea iubirii, vindecare și dorința de a visa. Jaya, jurnalistă new-yorkeză, este devastată după ce pierde a treia sarcină, căsnicia îi se destramă și totul pare să se prăbușească. Pentru a-și mai alina suferința, pleacă în India. Cucerită de peisajele, sunetele și mirosurile insolite care o asaltează, Jaya începe să studieze cu entuziasm cultura Indiei. Ravi, fostul servitor și confident al bunicii ei, Amisha, o ajută să descopere luptele, perseverența, iubirea ascunsă și căderea tragică a acesteia în timpul ocupației britanice.
Grație poveștii extraordinare a curajoasei Amisha, Jaya își descoperă un optimism și o putere pe care nu le-a bănuit niciodată. Probabil că e așa o carte care ți ajunge la suflet. Așa, pe capitole cu acest scris, cu siguranță și asta se citește ușor, o să o las ca lectură de toamnă. Da, curioasă de ea. Haideți să ne hidratăm, că pe căldurile astea ne leșină și sufletul. Și cealaltă carte este asta, de Catherine Isaac, Aici, Acum, Mereu. Așa arată cartea. La fel, potrivită pentru vară. Și ce scrie pe spate? Scrie așa. Bun venit într-o regiune idilică din Franța, printre coline scăldate în soare. Aici, Acum, Mereu este o carte emoționantă despre găsirea bucuriei și a iubirii, chiar și în cele mai neașteptate locuri. O poveste romantică la fel de îmbătătoare ca un vin bun într-o zi de vară. Un pahar de vin rosé rece, bifat. Scaun confortabil, bifat. O cutie cu șervețele, bifat. Aici, Acum, Mereu este tot ce îți trebuie pentru o lectură emoționantă, distractivă, sfâșietoare și mai ales plină de bucurie. O poveste sfâșietoare care explorează până unde suntem dispuși să mergem pentru cei pe care îi iubim. De la editura Rao, comedie sarcastică și dramă înduioșătoare, această poveste sfâșietoare îți va rămâne în suflet. Ah, da, v-am spus că îmi plac mult cărțile astea care îți lasă niște sentimente după ce o citești. Cărțile astea pe care le porți în gând și în suflet de-a lungul vieții și îți amintești când și când de ele, care te învață ceva, care sunt așa mai profunde. Da, asta este altă carte și acum mai departe. Altă carte pentru vară este scrisă de Elena Armas, din Spania cu dragoste. Și citind eu descrierea ei de pe spatele copertei, m-am gândit așa, ca la un film. Sunt filme de genul, o să vă citesc imediat despre ce e vorba. Și pe Netflix am mai găsit filme drăguțele cu teme de genul ăsta, dar haideți că și asta a rămas în folie și să o distrugem. Nu o distrugem, doar îi dăm folia jos. Na, cam am tăiat pe lângă. Ok, așa. Bun, pac, 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 dezvirginarea cărții. V-am mai spus eu că mie îmi place să scriu când le-am cumpărat, asta a rămas în țiplă, scrim acum. Eu în momentul în care încep o carte, îmi trec aici data de început și data de sfârșit. E bine, acum trec și asta, pentru că o fac mai personală, mai deosebită. Cine știe în biblioteca cui va ajunge peste 50 de ani, 100 de ani. Și am scris aici, cumpărată azi data din Brașov. Pe spate scrie așa, o nuntă în Spania, un tip extrem de enervant. 3 zile pentru a-și convinge familia că e îndrăgostită pe bune. Catarina Martin are mare, mare nevoie de un partener pentru nunta surorii ei. Cu atât mai mult, cu cât mica minciună despre iubitul ei american a scăpat de sub control. Toți cunoscuții, inclusiv fostul ei prieten și logotnica acestuia, vor fi prezenți la eveniment, nerăbdător să-l cunoască pe misteriosul partener al Cătălinei. Are doar 4 săptămâni la dispoziție să găsească un tip care să-i accepte invitația și să fie dispus să zboare dincolo de Atlantic. Chipeșul și arogantul Aaron Blackford, un coleg de al Cătălinei, se oferă să o ajute. Ea preferă să refuze, fiindcă în viața ei nu a mai întâlnit un tip atât de nesuferit. Însă Cătălina e disperată. Ziua nunții se apropie, iar Aaron pare să fie singura ei soluție. În plus, începe să-și dea seama că e posibil ca Aaron să nu fie atât de enervant precum lasă să se creadă. Bun, ne place. Da, vine așa cu un mic semn de carte și ce bine miroase. Nu are mirosul ăla de plastic, are miros de carte, așa de... îmi place. Bun, deci altă recomandare potrivită pentru vară. Mai departe. Dragilor, dragilor, în sfârșit mi-am luat și o carte asta de Hermann Hesse, Lupul de stepă. N-a ajuns la mine în bibliotecă până acum, dar nu-i nimic, este timp pentru toate. Cartea asta are mult potențial, am auzit multe păreri despre ea și cred că o să-mi placă. Lupul de stepă, unul dintre pilonii literaturii moderne, este o carte tulburătoare, dar plină de farmec, ce oglindește gândirea lui Hermann Hesse, influențele filosofice și orientările sale spirituale.
Lupul de stepă urmărește traseul psihologic și emoțional al lui Harry Heller, un savant neadaptat societății și epocii în care trăiește, intolerant la superficialitatea celor din jur. Heller transpare a fi jumătate om și jumătate lup, singuratic, introspect, taciturn. Și, într-adevăr, dacă e ca lumea să aibă dreptate, după muzica aceasta din cafenele, amuzamentele acestea în masă, acești americani care se mulțumesc cu atât de puțin, dacă e ca toți aceștia să aibă dreptate, atunci eu sunt nebun. Eu sunt, într-adevăr, un lup de stepă, așa cum însumi mi-am spus adesea. Un animal rătăcit într-o lume străină și neînțeleasă, care nu-și mai află nicăieri sălaș, aer și hrană. Sunt curioasă rău de cartea asta. Abia aștept să ajung la ea. E o carte scurticii, care are 200 și un pic de pagini. Scrisul mărunțel, dar scurt pe pagină. Am luat o carte de Michel Marly, cred că așa o cheamă, pe autoare, Madame Piaf și Cântecul iubirii. Așa arată, de la editura Nemira. Și mi-a plăcea să aflu mai multe despre Piaf. Hai să vedem ce scrie pe spate. Fericirea se plătește cu lacrimi. Mai mult decât orice altă artistă, Edith Piaf reprezintă un simbol al curajului și de a iubi. Este o femeie care a dus la extrem și arta și dragostea. Paris, 1944. La finalul ocupației naziste, cântăreața Edith Piaf este acuzată de colaboraționism. Dacă va fi găsită vinovată, muzica ei va fi interzisă în Franța. În timp ce încearcă disperată să își demonstreze nevinovăția, artista face cunoștință cu Yves Montand, un tânăr extrem de talentat, dar și nespus de ghinionist. Cei doi se îndrăgostesc și fericirea trăită alături de Yves o inspiră pe Piaf să cânte un cântec care a devenit legendă, La Vie en Rose. Cine nu știe melodia? N-am citit nimic până acum legat de Edith Piaf, doar am văzut filmul acela mai vechi. Și da, melodiile ei, na, cui nu-i plac, mie îmi plac, categoric că îmi plac. Și este dintr-o serie ce cuprinde încă o carte despre viața lui Coco Chanel și încă una despre Frida Kahlo. Am încă două cărți despre viața lui Coco Chanel pe care încă nu le-am citit, așa că nu am cumpărat-o. Iar pe cea legată de viața Fridei Kahlo, mă gândesc că o voi lua. Nu am luat-o pentru că am citit una destul de recent și sunt în temă cu ce s-a întâmplat cu Frida Kahlo și detalii din viața ei. Am văzut și filmul, puteau să vă inserez pe aici, vă recomand filmul. Dacă nu vreți să citiți cartea din film, aflați cam cele mai importante lucruri din viața ei. O să văd cum o să fie asta și dacă mi se pare că e scrisă fain, poate că le voi lua și pe celelalte, vedem. Deci, Michel Marly, Madame Piaf și Cântecul iubirii. Îmi place cum i-a asociat numele artistului și apoi, de exemplu, Madame Piaf și Cântecul iubirii, pentru că na, Piaf a cântat, la Frida Kahlo, cum era, și culorile dragostei, parcă, și la Coco Chanel, ceva cu parfumul. O să pun aici poză. Da, mi-a plăcut ideea asta. Deci, altă lectură potrivită pentru vară, dacă încă nu v-ați făcut lista sau dacă nu știți ce să citiți în vara asta și ce să luați cu voi pe plajă, încă o idee. La fel, o carte de care m-am lovit în nenumărate rânduri. Până la urmă, am cedat în fața ei și am cumpărat-o. Carte fenomen pe Goodreads și TikTok. Ali Hazelwood, Ipoteza iubirii, apărută la editura Litera. Îmi place cartea asta așa. Zici că e piele, nu știu, se simte ciudat. Bun, ce scrie aici? Debut number one pe Amazon, se știe. Bestseller Apple Books, bestseller USA Today, bestseller Los Angeles Times. Este o vedetă cartea asta și ea, dar să vedem dacă o să fie și pentru mine. Olive Smith este în anul al treilea de doctorat la Universitatea Stanford și nu crede în relațiile romantice de durată. Dar prietena ei cea mai bună este convinsă de importanța iubirii, așa că, pentru a o convinge pe Anne că se întâlnește cu cineva și că este pe drumul cel bun pentru a fi fericită până la adânci bătrâneți, Olive trebuie să ia o hotărâre. Oamenii de știință au nevoie de dovezi. Așadar, ca orice biolog care se respectă, Olive intră în panică și se sărută cu primul bărbat pe care îl vede.
Acel bărbat este nimeni altul decât Adam Carlsen, un tânăr profesor în vogă și un mărlan binecunoscut. Tocmai de aceea, Olive este de-a dreptul uluită când tiranul laboratorului de la Stanford acceptă să intre în joc și să fie iubitul ei fals. A doua carte despre iubiți falși. Măi, cum le-am nimerit? Dar când o mare conferință științifică o ia razna, turnând acid peste cariera lui Olive, Adam o surprinde din nou cu sprijinul său de neclintit și cu un abdomen ca de piatră, cu pătrățele și tot tacâmul. Dintr-o dată, micul lor experiment se apropie periculos de mult de combustie, iar Olive descoperă că singurul lucru mai complicat decât o ipoteză despre iubire este să-și pună propria inimă sub microscop. Na, probabil că o povestioară drăguță pe care o puteți lua și pe asta la iarba verde, de la plajă, la soare, la mare. Deci, ipoteza iubirii. Și ultima carte cumpărată, ultima carte nouă pe care am cumpărat-o. Cum să nu fi cumpărat eu cartea aceasta premiată? Un bestseller internațional cu temă medicală. Normal că am luat-o repejor de îndată ce am văzut-o. Se numește Cu ultima suflare. Ce face ca viața să merite trăită când știi că moartea nu e departe? De Paul Kalanithi. Asta este cartea, o povestioară tristă, un memento mori. Cu ultima suflare este o înduioșătoare cronică de familie, dar și o carte despre medicină și literatură. În ciuda finalului trist, are un mesaj înălțător. Uluitorul volum de memorii a lui Paul Kalanithi reprezintă cronica emoționantă și lucidă a transformării unui student la medicină, idealist și entuziast, într-un neurochirurg de succes, cu o carieră importantă în față, apoi un pacient și tată care trebuie să-și înfrunte propria moarte. La 36 de ani, Paul Kalanithi a descoperit că suferă de cancer la plămâni. A fost începutul unei schimbări radicale. Medicul care trata pacienți în fază terminală se transformă în pacientul care luptă să trăiască. De ce merită trăită viața? Ce faci când viitorul rămâne un etern prezent? Ce înseamnă să ai un copil când nu mai ai nicio șansă la viață? Iată doar câteva dintre întrebările la care autorul acestei mărturii profund emoționante caută răspuns. Cartea lui Paul Kalanithi este o meditație de neuitat pentru înfruntarea morții și un grandios elogiu adus vieții. Oh, Doamne! Da, o să fie emoționantă cartea asta, o să mă atingă la cea mai sensibilă coardă, probabil. Nu știu, o să o las pentru toamnă-iarnă, ca lectură de toamnă-iarnă. Da, o să o amân un pic, nu o să o citesc în momentul ăsta, pentru că nu vreau genul ăsta de lecturi, dar vreau să o citesc, vreau să ajung la ea cât de curând. Vai, o să o citesc și apoi o să vin cu păreri și o să povestim mai multe detalii și... Na, acum, să ieșim din bula asta tristă. Ce-mi place la cartea asta este acest lucru. M-am întâlnit la câteva cărți, nu știu, în fine, sunt acolo în bibliotecă. Îmi place faptul că la final avem partea asta unde îți poți scrie notițe, poți extrage fragmente, poți să scrii câteva gânduri. Da, mi-ar plăcea să găsesc lucrul ăsta în mai multe cărți. Bun, deci asta e ultima carte nouă. Cărțile astea de la Anticariat sunt cumpărate pe la finalul lui mai, oare, nu mai știu exact, câteva vi le-am și arătat, pentru că le-am introdus în lista mea de lecturi pentru vară. Astea sunt cărțile pe care vreau să le citesc în vara asta. Și prima este scrisă de Michael White, Leonardo da Vinci, biografia unui geniu. V-am spus în clipul anterior despre ea, în clipul în care am ales lista lecturilor de vară, v-am spus despre cartea asta, v-am spus și despre asta. Și cealaltă este Bukowski la Siget, asta, într-o stare impecabilă, cel puțin asta este nouă și asta arată foarte bine. Mai multe despre astea două după ce le voi citi. Încă o carte din Anticariat este aceasta, John Fowles, Magicianul. Carte într-o ediție veche, v-am spus, eu nu mă feresc de cărțile astea în ediții vechi, pentru că mie chiar îmi plac. Este o carte de la Editura Univers, București, 1988. Cărțile astea vechi, pe coperta din spate, nu au cine știe ce multe indicii despre ce conține cartea, așa că haideți să o căutăm pe Goodreads.
Și scriem aici magicii anul de John. A, uite că am și găsit-o. Și haideți să vedem ce scrie. Magicii anul a fost ecranizat în anul 1968. Plasată într-o insulă grecească, acțiunea romanului Magicianul pivotează în jurul tânărului profesor de engleză Nicolas Urfe, devine victima unui lung șir de încercări spectaculoase, jocuri de măști și psihodrame în care abundă fantasmele erotice și manipularea istoriei. Care te-a apreciat o comedie de 4 stele pe aplicația Goodreads și eu sunt curioasă ce este cu ea. Nu poți descrie realitatea, nu poți decât să folosești metaforă pentru a o indica. Toate modelele de descriere, fotografic, matematic și celălalt, inclusiv cel literar, sunt metafore. Chiar și cea mai exactă descriere a unui obiect sau mișcării sale este o țesătură de metafore. Cărțul e grosuță pe care, din păcate, nu o voi citi prea curând, pentru că lista este enormă de cărți la care trebuie să ajung în viitorul apropiat. Dar voi ajunge și la ea. De John Steinbeck. Uite așa, cu cele două volume care arată impecabil, într-o stare foarte bună, foarte bine păstrate, deși ele sunt cărți din anii 70. 1973, mai exact, București, editura Minerva. N-am ajuns încă la cartea asta, dar sper să o citesc și pe ea cât de curând. Să vedem câteva lucruri despre cartea asta, pentru că la fel pe coperta din spate nu scrie mare brânză. Deci este o carte foarte bine apreciată, cu o medie de aproape 5 steluțe. Este una dintre capodoperele secolului 20. Ultima carte, care este împărțită în 3 volume, uite așa, și avem Cel mai iubit dintre pământeni de Marin Preda. La fel, într-o ediție veche și la fel, păstrată foarte bine, păstrate volumele foarte bine. Din anii 1984, editura Cartea Românească. La fel și asta o carte de pe lista mea, lista cărților la care vreau să ajung în curând. Este o carte cu media de aproape 5 steluțe în care este vorba de următorul lucru. Romanul are forma unei largi confesiuni, fiind scrisă la persoana întâi, în care personajul principal, Victor Petrini, își construiește existența, încercând să-i afle sensul acesteia. A cunoscut mai multe experiențe erotice. Mineta, Căprioara, Matilda, Suzy și, din diferite motive, a eșuat în toate. A studiat filozofia și tânăr asistent, avea în față o strălucită carieră universitară, ambiționându-se să creeze o nouă gnoză și compunând un eseu despre era ticăloșilor. S-a căsătorit cu Matilda, creând incertitudine în prietenia sa cu Petrică Nicolau, căruia aceasta era soție și a avut cu ea o fetiță. Dar relația conjugală se desfășoară sub semnul unei incompatibilități între cei doi și se degradează foarte repede. Capodopera scriitorului în 3 volume este centrată în jurul vieții filozofului Victor Petrini, un fost deținut politic, care este obligat să cunoască mediile cele mai joase, mai umile, devenind, printre altele, chiar liderul unei echipe de deratizare. Astea sunt cărțile pe care le-am cumpărat în ultima perioadă, cărți la care voi ajunge un picuț mai târziu, acum să vedem dacă voi schimba sau nu lista lecturilor de vară. Poate că totuși o voi modifica un pic în sensul în care vreau să ajung mai repede la cartea Minciuna lui Michelangelo. Acum să vedem cum și ce se va întâmpla. Acesta a fost vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut și spuneți-mi ce cărți ați citit voi din toate cele prezentate și bineînțeles ce recomandări mai aveți pentru mine. Eu v-am salutat și ne vedem data viitoare. Pa!